Ascultă, poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce-am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în Iacov copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor. Pentru că aceștia își pun încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Să nu fie ca părinților un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Doresc în această dimineață, Dumnezeu, să vă binecuvânteze pe toți cei prezenți aici. Biserica, din loc, invitații, musafirii, toți cei care sunt aici, doresc Dumnezeu să-i binecuvânteze. Pe noi deosebit, Domnul să binecuvânteze și familia Opriș, care în această zi au venit cu fetița lor, cu cea de-a doua fetiță, am înțeles, Paula Noemi. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Sunt în zonă pentru întâlnirea care am avut-o ieri, o ședință de comitet la Biserica Elim. Mi-am luat liber din biserica noastră. Știam că frații o să spună să mai rămân pe aici, în duminica aceasta. Și mă bucur că sunt cu dumneavoastră, chiar dacă în această zi este acest serviciu de binecuvântare. Am stat de vorbă cu fratele Paul, dar am înțeles că e undeva din Sălaș, născut, am și ordeni în jurul Jiboului cu numele de Opriș. Am ordeni în Mihău, cunosc zona, sunt și eu sălășan, așa că îl rog să mă accepte în această zi să slujesc la această slujbă familiară, la această sărbătoare familiară și tot ceea ce Domnul va pune pe inimă pentru ei ca familie, pentru dumneavoastră ca familia bisericii, ar vrea să fie cuvinte zidoare, să fie cuvinte care să ne ajute să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu. Domnul se reverse peste noi Duhul Său cel Sfânt. Salutări sfinte din partea fraților din Rochetas de Mar, cele trei biserici din Rochetas și noi suntem tot trei biserici pentecostale Rocheta, chiar aici, în Ardeamna. Dar vreau să spun, la noi numărul scade. Poate să mută la Ardeamna, în zona aceasta e mai mult de lucru. Dar puțin bine în zonă. Opțiunea lor e Austria, Germania, Belgia, mai puțin în România. Dar totuși sunt unii care se întorc înapoi în România, chiar și din Austria, o familie de din Germania. Pentru că odată obișnuiți aici, e greu să ne obișnuim în altă parte. Eu cred că dacă noi ne obișnuim în casa Domnului, oriunde merge, nu ne găsim locul. Aici este locul unde trebuie să fim, aici este locul unde găsim plăcere, aici trebuie să avem o închinare plăcută înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, este atât de important în vremea aceasta ca noi să înțelegem timpul acesta pe care îl trăim, să cunoaștem că nu e mult și vine momentul mult așteptat. Și repet aspectul acesta, mult așteptat. Chiar dacă o
în gândul dumneavoastră, spuneți că mai bine n-ar veni acum. Dar învățat fiind să mă rog, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Ori de câte ori mă rog și mă închin, o fac cu toată responsabilitatea. Și nu obișnuiesc să spun cuvinte fără sens, cuvinte care nu le doresc, care nu au importanță pentru mine, ci întotdeauna caut ca să mă raportez la ceea ce înseamnă voia lui Dumnezeu și vreau să fiu sincer, să fiu real în tot ceea ce mă exprim. De multe ori, noi nu înțelegem cât de important este să vină Domnul, să fim cu El, să nu mai fie dureri, lacrimi, suspine, să nu mai fie păcat, să nu mai fie atâta mizerie în jurul nostru, ci să putem să fim cu El în slavă pentru totdeauna. Dar pentru un moment ca și acesta, noi trebuie să ne pregătim. Nu oricum putem să ne întâlnim cu Domnul. Nu oricum putem să stăm înaintea Domnului. Citind cuvântul Scripturii, sunt afirmații de genul că ochii lui sunt atât de curați încât nu pot să primească păcatul. Nu pot să vadă răul. Cum am putea să stăm înaintea Domnului într-un mod necorespunzător? Și iată de ce și astăzi suntem aici, vom fi după masă într-un loc așa acesta, și în fiecare zi pentru noi este un timp prielnic ca să ne pregătim pentru a ne întâlni cu Domnul. Domnul să ne ajute, să ne dea putere ca să înțelegem că este important lucrul acesta. La fel ca și familie, ca și părinți, trebuie să cântărim bine responsabilitatea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu, ca și familie, ca și părinți. Ce transmitem mai departe? Ce lăsăm copiilor ca moștenire? Unde dorim noi să ajungă copiii noștri? Copiii bisericii, copiii fiecare familie. La ce vă gândiți pentru ei în viitor? Foarte mulți, într-o vreme ca și aceasta, se gândesc la starea materială, starea de jos. Dar pus în contrast cu ceea ce urmează, cu ceea ce a pregătit Domnul, spune cuvântul Scripturii că lucrurile de aici nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Înseamnă că ne așteaptă ceva mai înalt, ceva mai măreț, ceva mai înălțător. Înseamnă că dacă am câștigat toată lumea aceasta și am pierde ceea ce Domnul a pregătit pentru noi, n-am câștigat nimic, am fi în pierdere. De aceea în această zi aș vrea ca de fiecare dată, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu să lucreze în viețile noastre. Amin. Să lucreze în inimile noastre. Și noi, ascultând cuvântul Domnului, să putem să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu și să căutăm să facem voia lui Dumnezeu. Ori de câte ori noi ne gândim la familie, ne gândim la o temelie sigură care trebuie să fie pentru familie. Și când citim cuvântul Domnului, atât în Evanghelia după Matei, cât și în Evanghelia după Luca, în capitolul 6, respectiv 7 în Matei, când vorbește despre casă, cuvântul Domnului arată că nu oricum putem să zidim o casă. Ca să tăinuiască o casă în bătaia vânturilor, la vremurile care îs și care nu există o perspectivă mai bună să fie schimbate în bine vremurile care vin. Ne apropiem tot mai mult de sfârșit. Și vremurile din urmă sunt vremuri grele. Și casa trebuie să fie așezată pe stâncă când vin furtunile, valurile. Casa să deinuiască, să rămână în picioare. Și de aceea noi trebuie să ascultăm de cuvântul Domnului, pentru că
menționează aspectul acesta cuvântul lui Dumnezeu, cel ce aude cuvântul și îl face, îl împlinește, se aseamănă cu un om cu judecată, un om înțelept, un om care atunci când își construiește casa, așează temelia pe stâncă. Suntem noi acei oameni înțelepți? Înțelegem noi că lucrurile care vin le vom putea moșteni în măsura în care noi ne raportăm viața noastră, trăirea noastră la cuvântul acesta lui Dumnezeu? Încă din vechime cuvântul Domnului s-a îndreptat înspre părinții lui Israel, înspre poporul lui Dumnezeu, să asculte învățăturile, să asculte sfaturile, cuvintele bunii lui și mai mult de atât, ceea ce ei au auzit, ceea ce au învățat, ceea ce știu, ceea ce poate că au ascultat de la părinților, să transmită mai departe copiilor care vin. Oare de ce? Pentru ca și ei copiii, când vor crește mari, să poată la rândul lor să învețe pe copiilor, ca să cunoască toți cei care vin, care este voia lui Dumnezeu, ce pretenții, ce dorințe, ce lucrare, ce păgăduințe are Dumnezeu pentru om. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să putem să fim acei oameni care să transmitem o mireasmă bună pentru cei care vin. Dar ca să putem să facem lucrul acesta, noi nu putem să transmitem ceva ce nu avem. Dacă noi nu învățăm, nu putem învăța pe alții. Dacă noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, nu putem să vorbim altuia despre Dumnezeu. De aceea există această responsabilitate pentru fiecare suflet în parte. Să-L cunoască pe Dumnezeu ca să poată să-L transmită mai departe pe Dumnezeu. Să-L cunoască și alții pe Dumnezeu. De fapt, s-a amintit, chiar și astăzi, s-a amintit de atâtea ori cuvintele care spune Apostolul Pavel în încheierea capitolului 2 din prima epistolă către Timotei, versetul 15, când vorbește despre femeie, după ce mai înainte câteva versete spune că ea trebuie să învețe în tăcere cu toată supunerea. Ea trebuie să fie acea femeie care să se îmbrace, să se poarte, cum să umble, cu ce să se potopească, cum să fie. Și versetul 15 spune, totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii. Și continuă versetul. Că dacă s-ar fi oprit aici, am înțelege, e suficient să dai naștere la copii. Dar nu cred că se refere neapărat la aspectul acesta. Și prorocul Isaia vorbește în capitolul 9 că un copil mi s-a născut, dar un fiu mi s-a dat. Și noi trebuie să înțelegem că ce adevărați fii sunt fii de Dumnezeu, născuți nu din carne, nu din voia firii, născuți din Dumnezeu și aceștia ajung la moștenire. De aceea pretenția sau cerința lui Dumnezeu este dacă stăruiesc cu smerenie, în credință, în dragoste, în sfințenie. Și aceasta nu înseamnă neapărat o naștere fizică. Înseamnă născut în credință, în dragoste, sfânt înaintea lui Dumnezeu. Și dacă osteneala și munca depusă de familie este la nivelul acesta, Dumnezeu dă mântuire, Dumnezeu dă viață veșnică, răsplata Lui va fi mare pentru cei care cresc fii pentru Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! E foarte important să fie străduința aceasta de plină, să ajungă cât se poate mai timpuriu copiii la o credință personală, la nașterea din nou, să fie plăcuți înaintea lui Dumnezeu. De aceea psalmistul omului Dumnezeu Asaf spunea
sfaturile acestea. Și adesea în Scriptură găsim astfel de afirmații. Dar așa cum am amintit, haideți să privim versetul 7 din Deuteronom, capitolul 6. Sau să începem să citim și versetul 6 din Deuteronom 6, unde cuvântul Domnului spune așa: și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Și dacă le am în inima mea, atunci versetul 7 se împlinește. Și spune în continuare versetul 7, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Cât mai rămâne timp de repaus, de vacanță, să stăm liniștiți. Dar dacă cuvântul acesta lui Dumnezeu nu l-am în inimă, cum să învăț copiii? Cum să transmit mai departe mesajul lui Dumnezeu? Exact cum spune Domnul Iisus în Fapte, în capitolul 1, versetul 8, nu vă depărtați de Ierusalim până când veți fi umpluți de o putere, apoi când veți fi martor. Deci eu pot să fiu martorul lui Hristos dacă sunt plin de puterea Duhului Sfânt. Și dacă sunt martor, depun mărturie la ceea ce am văzut, la ceea ce cunosc, la ceea ce am experimentat. Dar dacă nu sunt martor, nu pot depune mărturie. De aceea cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în viața noastră. Amin. Și noi să putem să-L transmitem mai departe. A fi creștin, a fi membru în familia lui Dumnezeu, a fi fiu de Dumnezeu, nu e un lucru simplu, lipsit de importanță. Este o responsabilitate extraordinară și noi ca și copii al lui Dumnezeu trebuie să înțelegem aspectul acesta. Domnul să ne ajute și să ne dea putere ca să putem să facem lucrul acesta, pentru că dorim moștenire pentru copii. Nu uitați ceea ce fata lui Faraon spunea mamei lui Moise, crezând că-i doică doar. Ia, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Principiul acesta îl aplică și Dumnezeu. În modul acesta va lucra Dumnezeu. Copiii sunt o moștenire de la Domnul, ne sunt încredințați pentru creștere, pentru formare, pentru cer. De aceea spune și în Psalmul 127-128, copiii sunt ca și niște săgeți în torba unui viteaz, fericele cine își umple torba cu ei. Și spun de multe ori aspectul acesta, când poți să dai direcție la săgeată? După ce i-ai dat drumul să plece din mâna ta, cum o mai dirijezi în direcția în care vrei să plece? Cât timp e în ar, cât timp e în mâna ta, poți să te îndrepți în ce direcție vrei, dar odată ce l-ai lăsat să plece, nu mai ai șansa de remediu. Copiii sunt acum aici, și copiii nu sunt așa cum obișnuiesc unii să spună, ce să fac, așa sunt ei. E drept, așa sunt ei, dar nu sunt buriană. Ei se schimbă, ei pot să se modeleze, putem să dăm o direcție copiilor. Și dacă de mic îl învățăm calea Domnului, la maturitate nu se depărtează de ea. De aceea trebuie lucrat acum, în vremea aceasta, în dreptul copiilor. Frați și surori, aș vrea să vă pese de copiii dumneavoastră. Unde ajung? Unde se duc? Haideți să îi îndreptăm spre cer de acum și să îi lansăm înspre cer. Și la sfârșit vom fi cu ei, ne vom bucura și bucuria ne va fi deplină. Dar pentru aceasta noi trebuie să înțelegem această responsabilitate care o avem. Versetul 8, care l-am citit, ultima parte, spunea să nu fie ca și părinților. Să nu fie ca părinților, spune versetul 8.
un neam neascultător, răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui Duh nu era credincios lui Dumnezeu. Și cunoaștem istoria lui Israel. Cunoaștem ce s-a petrecut în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Și aici menționează cuvântul fiul lui Efraim, înarmat și trăgând cu arcul, a dat dosul în ziua luptei, pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu. Și noi avem un legământ. N-au voit să umble tocmai după legea lui Dumnezeu. Au dat uitării lucrările lui Dumnezeu. Au ispitit pe Dumnezeu în inima lor. Au vorbit împotriva lui Dumnezeu. N-au crezut în Dumnezeu, spunea versetul 22. Îl înșelau cu gura, spune versetul 36. Îl mințeau cu limba. N-au fost credincioși Dumnezeului lor. Și de multe ori spuneți că și copilul are timp să învețe la maturitate. Și când crește mare, lasă-mă tată, lasă-mă mamă, că știu eu ce bine. Să fiu ca ăla, ca ăla, ca și ăla. Dar de unde știi? Păi n-ați vorbit în casă de ei? Nu i-ați criticat? Nu i-ați luat ca exemple negative? Și dacă noi nu vedem și nu dăm învățătura care trebuie, dacă nu-i facem pe copii de timpuriu conștienți și să învețe, dacă se poate, Psalmul 139, avem de pierdut. Ei trebuie să știe că Dumnezeu îi vede, îi cunoaște. Oriunde ar merge, orice ar face, totul este cunoscut înaintea Domnului. Responsabilitatea este mare pentru părinți. Și de aceea aș dori ca Duhul Domnului să fie peste noi toți. Amin. Și să ne ajute să fim cu adevărat oameni care să transmitem lucrarea lui Dumnezeu așa cum ne este prezentată în Scriptură. Domnul să binecuvinteze toate familiile. Amin. Și familia Opriș cred că vrea cei mai buni pentru odrasile lor. Și toți dorim lucrul acesta. Atunci când noi ne uităm în urmă, putem să ne dăm seama la câteva erori care s-au făcut, care au adus ruina spirituală în vreme ca și aceasta. Și în primul rând vreau să spun eșecul de a discerne și de a avertiza oamenii care au început să imite căile nebiblice. Nu sunt atâția care merg pe căi nebiblice, care spun că sunt creștini și doar o imitație. Până nici la închinare nu se închină. Și poate spunem, ăștia-s afară, pot să fie între noi. Când ne închinăm Domnului, nimic altceva nu atrage atenția noastră. Ne închinăm Domnului. Ne închinăm Domnului. De multe ori, la închinarea noastră, n-avem nici cuvinte de exprimare înaintea Domnului. Aseară aminteam la rugăciune că noi trebuie să pătrundem noi înșine și să ne aducem aminte de toate binefacerile lui Dumnezeu. Și să-L binecuvântăm pe Domnul pentru tot ceea ce a făcut El pentru noi. Să binecuvântați pe Domnul pentru copiii sănătoși, pentru purtarea Lui de grijă, pentru tot ceea ce a făcut pentru noi, pentru dimineața aceasta. Pentru că El este Dumnezeu care ne vechează în toate lucrurile. Dar atunci când noi nu discernem și mai mult de atât, nici nu avertizăm oamenii că au început să imite căile lui Dumnezeu și mări pe căi nebiblice, necorespunzătoare, închinare nepotrivită, atitudini necorespunzătoare, atunci ruina vine. Ne asemănăm cu cei din vechime care n-au mai fost credincioși lui Dumnezeu și au trăit oricum. Și copiii au pornirile lor. Și dacă nu se intervine la timp și nu îi faceți conștienți ce înseamnă dacă face lucrul în felul în care o face, și ce câștigă dacă îl face așa cum scrie în Biblie, atunci putem să-i dăm o direcție.
Dar dacă lăsăm ca timpul să rezolve problemele, să nu fie prea târziu. Am spus-o și altă dată. Am ajuns și eu, adolescent, nu adolescent, major. Am trecut de 18 ani și am spus părinților, acum știu eu ce-i bine. Am 18 ani, mă descurc. Am început să lucrez, am banii mei. Și am început să fac ceea ce nu trebuia să fac. Ceea ce n-am fost învățat să fac. Ceea ce credeam că e bine, că sunt atâția care merg în direcția aceea. Dar orice făceam, oriunde mergeam, ceea ce am învățat, ceea ce mi-au spus părinții, răsuna în mintea mea și tot timpul era ca un ciocan care bătea. Nu-i bine ce faci, nu-i bine unde te duci, nu-i bine unde te uiți, nu-i bine așa, nu-i bine așa. A venit vremea când a biruit cuvântul care l-a primit și m-am întors la Dumnezeu. Chiar dacă la 24 de ani, dar m-am întors la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a vorbit. Dumnezeu vorbește și astăzi și copiii nu pot să uite ceea ce învață. De aceea, atenție, să putem să avertizăm oamenii, să avertizăm copiii de pornirile necorespunzătoare. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. O altă eroare care o vedem într-o vreme ca și aceasta este eșecul de a face din revelația Noului Testament singura sursă de adevăr și viață. Dar numai Scriptura, dar numai Biblia, dar nimic altceva nu ne folosește. Să știți, îndrăzneala apostolului Pavel merge până acolo unde spune Dumnezeu, după Evanghelia pe care am promovăduit-o, va judeca lumea. Și noi trebuie să privim corespunzător înspre cuvântul acesta lui Dumnezeu. Pentru că aici, dacă noi, revelația aceasta care am primit-o, dacă nu devine singura sursă de adevăr, de viață, în zădar spunem noi, credem, avem și noi credință. Credință nu înseamnă să crezi că există Dumnezeu, ci să crezi în plus de aceasta și că răsplătește pe Cel care se apropie de Dumnezeu. Credința ta, dacă nu te apropie de Dumnezeu, nu e o credință bună. Credința nu e un sentiment care se ascunde în interiorul nostru și nimeni nu știe că sunt pocăit. Credința se vede. Credința vorbește. Credința produce un stil de viață plăcut înaintea lui Dumnezeu și oamenii văd modul nostru de trăire. Avem noi credința aceasta? Ne dă de acolo chiar vorbirea că umblăm cu Iisus pe cale? Că avem mărtășie cu El? Dacă nu, haideți să înțelegem, trebuie să ne întoarcem la ceea ce ne este descoperit în Scriptură. Revelația Scripturii nu este altceva decât descoperirea lui Dumnezeu. După care noi suntem schimbați din sclavă în sclavă după chipul Lui. Creștem în statură spirituală până devenim oameni mari la înălțimea Domnului Iisus Hristos. La aceasta suntem chemați. Aceasta trebuie să fim. Când vine Domnul? Mâine? Poimâine? Săptămâna viitoare? Nu e treaba mea. Treaba mea e să fiu copil al lui Dumnezeu. Să fiu fiu al zilei și nu al nopții. Să trăiesc în lumină și El când va veni ne va lua în slavă. De aceea astăzi să punem accent pe aspectul acesta. Dacă biserica în care te alimentezi nu seamănă cu ceea ce vorbește Scriptura, atunci caută să-ți revizui locul unde te alimentezi, unde mergi și ce faci. Domnul să ne ajute. Sunt în vreme ca și aceasta. Chiar și slujitori, în timp ce biserica se abate tot mai mult de la normele Scripturii, ei n-au nici cel puțin îngrijorarea pentru biserică. Ce ați înțeles din ceea ce spunea fratele Iulian
că a fost bolnav, că a avut în viața lui momente triste, s-a uitat în spate spunând și celorlalți slujitori, nu-i așa? Așa e, așa e. O, de câte ori mi s-a spus, lasă-mă cu doctrina din Bistrița. Nu-i doctrina din Bistrița, nu-i doctrina din altă zonă al țării, e cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește. Și noi, ca slujitori, nu putem să nu ne îngrijorăm de ceea ce vedem. Pentru că spune cuvântul Scripturii și îmi spun mie, ca unul care voi răspunde de sufletele lor. Și sunt conștient de lucrul acesta, de aceea vreau să vorbesc apăsat lucrurile acestea. Trebuie să fim cu toată responsabilitatea ca slujitori în învățătura pe care o dăm, pe care o transmitem. Și să căutăm, să intervenim la timp și să dăm o direcție bună celor pe care slujim, celor care sunt în biserică, membri în biserică, unde pot să fie și voi, și oițe, și mielușei, și noi trebuie să facem lucrul acesta. Dar vă dați seama ce greu e dacă în familie primele noțiuni nu sunt învățate. Când vin la biserică, se pare că e prea mare contrastul între ceea ce vede în familie și ceea ce se spune în biserică. Când Apostolul Pavel, în Efeseni, capitolul 6, spune copiilor, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Nu spune în sensul că și părinții nu sunt corespunzători, nu vorbesc ceea ce trebuie, ci din potrivă, când spune copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept, vrea să spune cuvântul, sunt vrednici de crezare, pentru că ei trăiesc Evanghelia. Ei împlinesc voia lui Dumnezeu. Ascultați de ei ca să fiți fericiți și să trăiți multe zile. Dar vine mai târziu versetul și spune și voi, părinților, nu târtați răbânie pe copiii voștri. Și se poate și lucrul acesta. Se poate și lucrul acesta. De aceea, noi trebuie să fim oameni cu responsabilitate. Și să înțelegem ce înseamnă familia. Să putem spune și noi, ca Iosua altădată, cât despre mine eu și casa mea, voi sluji Domnului. Slăviți să fie numele Domnului. Vrem în lucrul acesta. Moise odinioară spunea, ca răspuns la ceea ce spunea Faraon, mergeți voi cei mari. N-are sens să mai chinuiți și copiii. Îi duceți cu voi drumul acesta în pustiu, îi mai țineți 2 ore, 3 ore în biserică, mai plâng, deranjează, ei sunt mici, nu știu, lăsați copiii. Dar voi se spunea, nici o unghie nu lăsăm aici, nimic nu rămâne în Egipt. Haideți să nu lăsăm nimic în lumea aceasta, ci totul să fie pentru Domnul, pentru Dumnezeu, pentru ca să fie înălțat în slavă. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Un alt lucru care duce la eșec în vremea aceasta, tolerarea păcatului în viața multor persoane, chiar și dreptul unora care se pretind că sunt învățători. Să tolerăm păcatul. Ce se face? Nu putem să fim duri. Nu putem să jignim pe nimeni. Umblăm cu mănuși și acceptăm oricum. Dar când Scriptura spune la închinare, din pricina îngerilor care vechează, care privesc, trebuie să avem chiar și exteriorul nostru corespunzător. Și în dreptul temeilor să aibă capul acoperit. Ai bine oricum, acum e mică, nu știe. E tânără, are timp după ce va mai îmbătrâni și călcăm principiile Scripturii și nu ne supunem și nu ascultăm și nu facem ceea ce trebuie. Pentru că noi, fără cuvinte, trebuie să avem o închinare plăcută înaintea Domnului, adică în rânduiala pe care o găsim în Scriptură. Noi înțelegem ceea ce spune Dumnezeu și femeia înțelege că Adam a fost făcut primul și nu femeia.
că femeia păcătuit prima și nu Adam, că Iacov luată din Adam, nu Adam din femeie. Și trebuie să înțeleagă lucrurile acestea. Și faptul că înțelege și se supune la rânduiala lui Dumnezeu, trebuie să umple corespunzător și în casa lui Dumnezeu. Și în casa lui Dumnezeu. Cât de mult iubim noi poruncile Domnului. Cât de mult trăim noi așa cum este plăcut înaintea Domnului. De aceea aș vrea să nu tolerăm păcatul. Vineri seara am fost la Elim, la întâlnirea tinerilor și printre altele spuneam că cugetul tânărului cu nimic nu este mai curat decât memoria internetului pe care îl are. Și știu e bine când deschid internetul, unde se uită, unde se alimentează, ce văd, ce studiază, unde petrec majoritatea timpului. Nu știu dacă ar fi de acord tinerii să arate memoria internetului, măcar în ultima lună să o poată scoate afară, să vadă păstorul ce a urmărit și pe ce pagini a poposit în luna respectivă. Și atunci cugetul curat pe mine mă face să mă apropiu de Dumnezeu. Dar dacă n-am un cuget curat, mă mustră cugetul, n-am nici îndrăzneală înaintea Domnului. Nici când mă rog, nici când cer ceva să primesc, nu pot să primesc. De aceea noi și apoi transmite mai departe copiilor ceea ce noi îmbrățișăm, ceea ce noi aplicăm în viața noastră. Domnul să ne ajute. E drept. În vremea aceasta se înlocuiește spiritualitatea bisericii. Nu mai este ceva înălțător, curăția, neprihănirea, înțelepciunea spirituală, dragostea, puterea Duhului Sfânt. Nu este ceva ce mai căutăm astăzi. E suficient să punem accentul pe succes, pe număr de membri, pe cifrele, pe belșugul care îl avem. Să ne gospodărim, să avem de toate. Dar Dumnezeu nu schimbă valorile. Dumnezeu rămâne același. Valorile Lui sunt cu adevărat valori. Și noi trebuie să înțelegem lucrul acesta. De aceea, nu uitați prea iubiților, ca să nu fie copii ca să învețe de la cei care au fost înainte, ca părinților, care n-au fost credincioși, așa cum spune versetul 8, nu aveau o inimă tare. Sau versetul 11, au dat uitării lucrările lui Dumnezeu. Nu erau credincioși legământului făcut cu Dumnezeu. Ca să nu fie așa, noi trebuie să înțelegem astăzi ce cere Dumnezeu de la noi. Domnul să vă binecuvinteze, frate Paul, Adina, și Domnul să vă ajute să dați o direcție bună fetițelor voastre, copiilor voștri. Și Domnul să vă dea tăria ca să puteți să ajungeți în slavă, să fiți acolo unde Domnul ne vrea, unde Domnul ne cere ca să fim. Priviți ce spune cuvântul Domnului. Și dau exemplu o mamă. În Matei 20, începând cu versetul 20, spune că mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat vrând să-i facă o cerere. Și el a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga. Ce simplu ar fi. Câte rugăciuni nu s-ar face de genul acesta. Aș vrea, n-ați vrea să fie alături de Iisus copiii voștri. Amin. Dar vine Domnul Iisus în versetul 23 și spunea lor, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezat cu botezul cu care am să fiu botezat eu, dar aș vedea la dreapta și la stânga mea, nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de Tatăl meu. Deci a fi alături de Iisus în slavă este un loc pregătit de Tatăl pentru cineva. Și El dă locul acesta celor care împlinesc ceea ce cere Dumnezeu. Cine poate intra oare în această
posesia moștenirii lucrurilor pregătite de Dumnezeu. Numai cei care se califică pentru aceasta. E ca un concurs, dacă vreți, pe care trebuie să-l dea fiecare ca să moștenească locul din cer. Cine ajunge acolo? Și bine e să căutăm în Scriptură să vedem cine poate ca să intre în cer. De exemplu, hai să citim versetul 34 și 37 din Matei 25. Să vedem ce spune cuvântul Domnului aici. Priviți versetul 34. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Trebuie să fii la dreapta. Știți cine sunt cei de la dreapta? Citim versetul 37. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde. Cei neprihăniți vor intra în posesia moștenirii. Mai are importanță neprihănirea pentru noi? Starea fără de păcat? Oameni plăcuți înaintea Domnului? Acea stare care se câștigă prin credință și avem pace cu Dumnezeu, nu mai este teama de ziua de mâine. Nu mi-e frică de păcatul meu, de urmările păcatului, pentru că eu trăiesc cu Domnul, am murit față de păcat și trăiesc în Hristos o viață nouă. Ne gândim la starea de neprihănire, la starea aceasta de pace cu Dumnezeu, care ne dă încredere, avem îndrăzneală înaintea Domnului. De aceea, căutați să aduceți copiii la starea aceasta de neprihănire. Și Domnul să vă ajute și să vă dea putere ca să puteți să faceți lucrul acesta. Să puteți să faceți lucrul acesta. Este foarte important, preoților. Un alt verset, versetul 9 din 1 Corinteni, capitolul 2. Pentru cine a pregătit Domnul locul acela la dreapta și la stânga Domnului în împărăție? Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc. Pentru cei ce iubesc. Iubiți pe Domnul? Amin. Amin. Cine mă iubește, păzește poruncile mele, spunea Iisus. Noi îl iubim doar, nu în măsura declarației, în măsura în care eu împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vreau copiii să fie în cer, caut să-l ajut să-l iubească pe Domnul. Vreau să-i dau moștenire. Vreau să ajungă în cer cu Dumnezeu. Și de aceea copiii trebuie să ajungă să-l iubească pe Domnul. Să-l iubească pe Domnul. Domnul să ne ajute, să ne dea putere, să putem să facem lucrul acesta. Priviți dumneavoastră un alt verset în Evrei 11 care vorbește despre credință. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, spune versetul 6. Și credința reală te apropie de Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce îl caută. Ce înseamnă răsplata? Nu locul în cer? De aceea trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Copiii trebuie să se apropie de Dumnezeu. Trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu. Trebuie să-L caute pe Dumnezeu. Să creadă că El este și că și răsplătește pe cei care se apropie de El și îl caută. Domnul să ne ajute, să ne dea puterea să facem lucrul acesta. Când suntem mari, când ajung copiii mari, ar vrea și ei să lucreze pentru Domnul. Să lucreze pentru Domnul. E foarte important aspectul acesta. Priviți dumneavoastră versetul 12 din Evrei, capitolul 6. Așa încât
să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Cine moștenește făgăduința? Cine nu se lenevește? Cine lucrează pentru Domnul? Cei ce merg înainte și fac lucrarea lui Dumnezeu, aceștia moștenesc făgăduințele. Vrem noi lucrul acesta pentru noi? Vrem noi lucrul acesta pentru copii? Haideți să căutăm să ne apropiem de Dumnezeu. Domnul să ne ajute și să ne dea putere să putem să facem lucrul acesta. Ce înseamnă ceea ce se petrece? Ce înseamnă închinare? Cum spunea altă dată, luați piatră din Iordan, treceți Iordanul, pune-ți acolo ca mărturie. Dar de ce? Ce sens are? Vine vremea când mă întreabă copiii, ce înseamnă aceasta? Și atunci se spune, Dumnezeu ne-a trecut ca pe uscat râul Iordanului. Și totdeauna Dumnezeu a spus, lăsați semne ca să vadă copiii, să pună întrebări, voi să le răspundeți. Am întâlnit familii mai numeroase ca număr de copii și spunea, haide să ne jucăm de adunare. Și spune, sora îi spunea la cealaltă să se roage, fratele să se roage, să cânte, să facă. Se jucau de adunare, se deprind de mici cu ceea ce se practică astăzi în biserică. Ei văd, ei învață, ei știu, toate le prind. De aceea aș vrea să avem preocuparea aceasta, să nu rămână nimic jos, ci totul să fie pentru cer. Atât ca persoane mature, cât și copiii, cât și tinerii, trebuie să înțeleagă că și Domnul ne cheamă pentru veșnicie, ne cheamă pentru El. Cântăm și adesea cântăm cuvinte care nu ne caracterizează. Te iubim, Doamne, și nu-L iubim. Facem și nu facem. Trăim, umblăm și nu facem așa. Domnul să ne dea putere ca noi, ceea ce ne exprimăm, să fie o realitate în viața noastră. Să nu ne pese atât de mult de ceea ce este în jurul nostru. Cu nimic n-are valoare mai mare haina aceasta ca și sănătatea trupului meu. Nu mi-ar folosi haina la un trup bolnav. Cu nimic nu face mai mult mâncarea decât viața. Să ai mâncare, să fii mort spiritual. Nu face nimic aceasta. Vreau să spun, trupul, viața, e mai de valoare ca și haina și mâncarea. Să punem accent pe lucrurile care rămân. Dumnezeu știe că avem trebuință de celelalte. Și dacă căutăm mai întâi împărăția și neprihănirea, Domnul ne va purta de grijă. Va fi cu noi. Dar nu uitați, nu uitați, spune un verset atât de frumos în cartea psalmilor. Și bine e să medităm la ceea ce vorbește cuvântul Scripturii. Și dacă noi înțelegem ceea ce spune cuvântul Scripturii, va fi ferice de noi. Versetul 27 din psalmul 37. Depărtează-te de rău, fă binele. Și urmează o făgăduință și vei dăinui pe vecie și vei dăinui pe vecie. Toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt în pachet cu ascultarea de Dumnezeu. Depărtează-te de rău, fă binele și vei dăinui. Împlinește ceea ce-ți vorbește Domnul și vei moșteni făgăduințele. Nu se pot separa lucrurile acestea. Așa vin din partea Domnului împreună. Facem binele, primim binele. Facem răul, să cerăm ceea ce semănăm. Domnul să ne ajute astăzi ca să putem să stăm la îndemâna Domnului și să umblăm corespunzător înaintea Domnului. Și astfel Domnul, când va veni, va lua pe ei săi. Nici o unghie să nu rămână jos, ci toți să fie pregătiți pentru cer. Domnul să vă binecuvinteze, familia Obriș.
Să binecuvânteze Domnul copiii voștri. Domnul să binecuvânteze copiii bisericii, Dumnezeu, părinți și tot ceea ce alcătuiesc biserica. Nu uitați, într-un fel, e important registrul de membri, dar Domnul face alegerea în baza Sfințirii Duhului și credința adevărului, cum spunea la Tesalonice. Domnul alege, unul luat, altul lăsat, mulți chemați și puțini aleși. Domnul face alegerea. Haideți să umblăm corespunzător, să nu pierdem premiul alergării noastre. Domnul să fie cu noi toți. Amin.